Duminică 24 iunie, începând cu ora 12, locuitorii Comunei Todirești sunt invitați să sărbătorească împreună Ziua Universală a IEI. IE Evenimentul va avea loc în grădina de vară din localitate și este organizat de Centrul Cultural Todirești, Biblioteca Comunală Todirești, Școala Gimnazială Todirești și Primăria Comunei. Ziua Ie va fi marcată prin muzică, dans, ateliere handmade, expoziție de I, dar și un concurs în care va fi premiată cea mai frumoasă IE. Primarul comunei Todirești, Vasile Avram, a declarat că pe 24 iunie se sărbătoresc atât Sânzienele, cât și Ziua Internațională a IE. iar acest eveniment nu putea trece nemarcat. Edilul localității a invitat la eveniment toți locuitorii comunei îmbrăcați în I, în aceste cele mai tradiționale bluze românești care sunt un simbol internațional al culturii române.